Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la acest grimod mirobolant cu Neymar, care ia uite, tot avansăm și tot avansăm și ne-am trezit în anul 2030. M-am uitat pe vechiul meu channel unde am făcut un grimod de genul acesta cu Zlatan Ibrahimovic și acolo în 2038 s-a terminat jocul. Nu m-am mai lăsat să trec mai departe. Sunt foarte curios, desigur, dacă are de-a face că Zlatan când s-a retras a fost mai bătrân către 42 de ani și Neymar e mult mai tânăr ca Zlatan când l-am retras și l-am făcut antrenor, oare pe noi ne va lăsa să antrenăm mai mult? Asta este o întrebare care nu știu dacă în acest video o vom afla, dar o vom afla în episodul viitor. În acest video vreau să joc așa 1-2 sezoane serios cu transferuri, nebunie, să câștigăm Champions League-ul și următorul episod, cel puțin așa mă gândesc că pe moment, să fie acel episod care să tot simulăm până în capăt, până terminăm jocul complet. Și într-adevăr, un career mode care nu m-aș fi aștepta să evolueze așa de mult și să fie atât de epic, este acest career mode cu Neymar, care, wow, de la o nebunie, o glumă, o chestie așa să ne distrăm, am ajuns, uite ce career mode șmecher ștecher am făcut cu Neymar. Genial, n-am ce zice. Într-adevăr, am făcut puțin mai bine și shortlist-ul cu mulți jucători de ăștia regen, că, doamne, câți jucători regen sunt, bă, mulți jucători s-au retras, adică când zic mulți, bro, mă refer, mulți. Și, da, trebuie să facem și puțină curățenie pe la echipă, mai ales câțiva jucători, zic eu, de valoare, cum este și Camul ăla german, care cred că aș putea scoate o grămadă de bani pe el dacă ar fi să-l vând. Cole Will, iarăși, este un jucător pe care o să scoate o grămadă de bani. Nu cred că l-am pus transfer liste, dar, hei, dacă a venit cu o ofertă, eu nu o refuz. Așa că scoateți aici 80.000 de euro, ca acolo a zis și jocul că e valoarea acestui jucător. Și batem palma. Hai, 79.000 să nu ziceți că nu negociez cu voi. Ai văzut! Le-au plăcut, am negociat și un pic, am lăsat un milion. Bro, 79 de milioane pe Colwell, forță, avem bănuți, avem valoare. Ia să vedem, știu că am găsit și câțiva jucători șmecheri free agent pe care îi suspectez să fie ceva regen, dar într-adevăr mulți dintre ei va trebui să așteptăm puțin tel să termine scoutul. Dar, da, termină scoutul și asta e, dacă îi prindem, îi prindem, dacă nu îi prindem, noi prindem, că să fă, n-ai că să fă. Bun, deci, unul dintre ei este acest KF Cam argentinian, deja la 87 overall. Aș vrea să cred, să-l suspectez pe Dybala. Dybala, care era încă relativ tânăr, acum asta e 17 ani, recent retras, văd că are poziția asta de KF Cam, cum și ziceam. E ăsta CDM, care clar este nimeni altul decât Casemiro de la Manchester United, care tot îl și cumpăr să văd dacă îl pot să-l reprofilez pe KB, ar fi epic, sau dacă nu, KM. Dar, ia să vedem, clar crucial, adică la 88, Dumnezeule. Sunt puțin între Ciucan și Nicovola în sensul în care aș dori să transfer regenuri de genul, dar totodată sunt și câțiva jucători pe care mi-aș dori la aici la echipă, știi, și mi să nu ia regenul locul acelui jucător, dar amă, ce va fi, va fi. Oricum, un super transfer aici, Casemiro, regenul lui Casemiro se alătură nou aici la Paris Saint-Germain și hai să vedem la development plan dacă te putem face KB, 17 săptămâni, acceptabil, sau KM, 92, no, ok. Ok, vom face KB atunci din el. Foarte bine, foarte bine, 17 săptămâni și după aceea să avem un KB cu 85 pace, 90 fizic, 82 defending, dar ăla îl vom evolua noi, nu-i stres. Și așa chiar am ocupat, uite, posibila plecare a lui Colwell cu acest jucător, cu regenul lui Casemiro. Foarte tare acest transfer, bine a venit Casemiro. Și să vedem ce alte transferuri vom mai scoate din Joben. Din nou mă voi duce acolo la ăștia care sunt free agent și să mai cumpărăm câțiva de pe acolo. Vince Fontaine, posibil regenul lui Thibaut Courtois, este belgian, deja la 85 overall,
are semne, mai toate semnele că el ar fi Courtois, dar știi cum e, niciodată nu pot zice 100%, dar hei, ce alt, portar belgean mai poate avea origin? Niciunul. Ok, l-am luat pe ăsta că într-adevăr l-aș vinde pe bijloc, că deja la 31-32 de ani și ăsta mi-a acceptat să fie sporadic, deci foarte epic așa portarul ăsta Fontaine. Ia, shows great, but ăla-i mă, ia, 32 de ani, doamne, du-te bă acasă. Bun, și așa îl vom vinde pe bijlo, îl avem pe ăsta ca și portar de rezervă, care a și acceptat să fie sporadic, bă, e super, suntem pe drumul cel bun. Într-adevăr, nu pot să îl refuz pe regenul lui Dybala, haide bro, aici vei fi pe poziția aia de cam la fix, așa vei fi mănușă. As de important, sigur. Pac, haide Dybala și tu la Paris Saint-Germain. Bun, disregard, release clause, ho, am zis nu, nu vreau release clause, nu jucăm cu așa ceva. Oare salariul cât ai vrea? 50? Văd acolo că ai 36, eu îți dau 50. Reasonable, aia zic și eu, sunt un om foarte rezonabil. Foarte bine, bine ai venit Dybala aici la Paris Saint-Germain. Doamne, numai dacă stai să te gândești valoarea acestor jucători pe care l-am luat complet gratis, deja treabă bună, dacă știi cum zic. Bun, hai că tot îl pun acolo. Zimmerman, mai stai tu un picuț acolo pe bancă. Și atunci Fernandez, ăsta să văd dacă te pot reprofila pe cam, dar văd că și așa fără reprofilare deja stai pe Cileanu acolo. Hai să vedem. Cam 2 săptămâni, aia zic. În exciting prospect, deja când scrie în exciting prospect, știi că te poți aștepta ca omul ăsta se vrâze la 90 overall, dar hei, puteam să-mi dau seama asta și fără să-mi scrie că la 17 ani și ai 87 overall, ești tare, ești tank, bro. Un alt jucător pe care l-am găsit, dar încă este pe scout, este regenul lui Messi, bro. Tare mult mi l-aș dori pe Messi, știu... cum să zic eu, frăția ce s-a făcut între Messi și Neymar, având în vedere că au jucat și la Barcelona și acum și la Paris Saint-Germain, ar fi un lucru so frumos dacă aș putea desigur să îl aduc pe regenul lui Messi aici la Paris Saint-Germain. Poate că l-am dat ieftin, că m-a zăpăcit puțin jocul, că a zis că nu pot să obțin mai mult pe el, nu sunt nici motive, că ăsta contractele sunt la zi. Am, asta este oricum, 75 de bețe... Sunt mulți bănuți. Am știut că am văzut mulți jucători, dar nici în halul ăsta. Aproape 400 de milioane. Bine, acolo în mijloc ne arată total de 400 de milioane. Vai de viața mea, câți bani avem la Paris Saint-Germain. Frățică. Wow. Wow, ia, putem lua pe, R9. Clar îl vreau pe R9, să fiu sincer. Și îl cumpăr, îl cumpăr. Practic este jucătorul care a fost cu noi de la început, de la Bordeaux până la Valencia și acum ia uite să vină aici cu noi și la Paris Saint-Germain. Știi, dacă ne-a ajutat peste tot, hai să ne ajute și aici. Îl dau și pe ăsta așa ca și o, cum să-i zic, monedă de schimb, că totuși valorează 24 de milioane. Mm-hmm. Ar fi interesați de el. Fără list close, adică fără salon close. 60, stai un picut să nu, să nici nu prea îi forțăm. 160-200. Ok, hai să oferim ceva mai serios atunci. 180 180 plus ferry ăla ar fi la 200 de milioane, 204 chiar. Au timp de gândire, vă cred că sunt o grămadă de bani. Și când zic o grămadă, chiar mă refer o grămadă de bani, bă! Cum dracu, aveți nevoie de timp să vă gândiți la o asemenea ofertă gigantică? Adică, holy shit! Ia, asta e regenul lui Neymar, apropo, nu știu că vi l-am arătat vreodată. Din păcate, acum zice că este prea important clubului Arsenal și nu pot să-l achiziționez, deci, păcat... Și ăsta este regenul lui Messi, îl cheamă Vicente Carrizo, RV 90 overall, eu zic că e foarte, foarte clar asta. Așa că hai să luăm pe regenul lui Messi la Paris Saint-Germain.
Wow, cum a sunat asta. Hai să vedem, 180 de beți, începem așa fresh. 190. What? Adică îl iau pe regionul lui Messi la 90 overall mai ieftin decât îl iau pe ăla Dos Santos? Wow. Ok. Hei, nu comentez, îmi place. E bine, mă, vine Messi. Vine Messi. Dacă am zis că vine Messi. Am zis că vine Messi. Regionul lui Messi. Nimeni altul. El e. Ai, 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 ai. Hai să vedem. Pac, pac. Wage. Pf, îți dau 200. 200 bani jos. Reasonable offer. Aia am zis și eu. 200. Pac. Uite, regionul lui Messi. Vine înapoi la Paris Saint-Germain Messi, dar sub forma unui regen. Doamne, deja 90 overall, bro, dar cum a ajuns ăsta la Wolverhampton, nu știu, poate a fost free agent și nu l-am văzut eu, știi? Și a luat Wolves, altfel nu știu. Dar oricum, clar, clubul Paris Saint-Germain ne laudă pentru acest transfer, nota A și, wow, ce jucător, frate, che jucador. Dacă îl mai au și pe ST-ul ăla, ce să mai zici, Doamne? Hai că tot îl punem așa. Da, o să fie faza că nu știu dacă îl pot reprofila pe RM, dar știi ce, dacă nu pot să reprofilez pe RM, atunci schimbăm toată formația, pentru că e Messi, pentru el schimbăm formația fără niciun stres. Da, ok, schimbăm formația pentru el. Și îmi place că uite că scrie one of the world's best because he is simply the best. Aoleu, să nu iau copyright. Bun. Hai să vedem atunci o formație cu RV care câtuși de cât să îmi păstreze, să zic, tacticile, să zic, gem oameni. Ok, am găsit o soluție foarte mișto și haioasă chiar. Aceeași formație, doar că am mutat eu așa pe manual adjust position și așa el este pe RV și ăsta o să fie LV, doar un pic să-l mai îndepărtez. Așa. Și Lazaro, Fio, să rămâi, dacă rămâi cu noi, va trebui să te repoziționăm, apoi să sperăm că poți să te repoziționezi, dacă nu, noi stres că sunt și alți jucători pe market și vom vedea exact ce vom face. 41 săptămâni. Hii. Ca și că mă? Ok. Atunci, transfer listed. Îmi pare rău, Lozano. Că se fă. Chiar mă, noi episodul trecut când am jucat cu Paris Saint-Germain, ne-am uitat la statistici și evoluări, dar nu cred că ne-am uitat la golgheteri, așa-i? Ai, ce păcat. Am stau și mă gândesc că oare Lozano ăsta a fost bun, a dat goluri, știi? Și stau și eu mă gândesc, bă, da, eu m-am uitat la... deadly, ce faci tu, bă, băiatule? Bun, hai să continuăm. Continuăm aici, vin câteva oferte, ok, pe asta tot timpul accept, dar niciodată nu pleacă. Și vin oferte și pentru Ferry. Ia uite, aș putea să cer aproape 30 de milioane pe el. Hai să intrăm, să negociem și să cerem 30 de milioane. Ok, trebuie să cer mai mult. Se pare că jocul s-a buguit. Văd că am cerut mai mult decât zicea jocul și a acceptat din prima. Poate puteam să cer 40 de milioane, dar nu, că era aproape de release clause. Dar să iau în vedere acest lucru pe viitor. Ok, vorbind de viitor, uitați-l aici pe noul R9 în FIFA 23. Regionul lui, cumva indirect, nimeni altul decât lui Baos Santos, care desigur a venit, practic este, cum să zic, elevul, că sună tare frumos acest lucru, este elevul lui Neymar. Frate, să jucăm cu băiatul ăsta, Doamne, când te gândești de cât timp, dar opa, o să fie probleme salariale aici. Oh, come on. Ah, nu! Ai, 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 ai. Bă, câți bani, mă, câți bani. M-am încurcat acolo la salarii. Asta e. Doamne, hai că o să mai vindem noi. Îl vindem imediat pe ăsta la Liverpool și scoate noi bănuții înapoi pe el, dar... Doamne, bro.
Păcat, păcat, dar hai, că nu e gata. Poate reușim și îl transferăm o dată și lată. Wow, cineva plătește 45 de milioane pentru Hosni. Hosni. Cine e Hosni, mă? Cine mă Hosni ăsta, mă? Nu știu cine e. A, ăsta, atacantul ăla la alt. Bine, mă, 45 de milioane. Pff, forță! Să rămână de masă. Gat, treabă bună. Wow, Enzo Fernandez vine și el la Paris Saint-Germain, facem aici o mică filieră argentiniană, puțin parcă mă simt că îl trădesc pe Neymar după câți brazilieni am transferat în această serie, acum transferă, uite, argentinieni pe bandă rulantă. Bine, îl avem pe regiunul lui Messi și Dybala acolo și am zis, hey, de ce nu hai să fie și un CM argentinian? Având în vedere, desigur, că am primit o ofertă foarte bună pe Nunez, care, aproape parcă 100 de milioane. Și am zis, hei, e bine, cu fine. Și așa, ia uite, avem așa un mic triunghi argentinian aici. E foarte bine, oricum ziceam că, desigur, Neymar a evoluat așa de mult în antrenoriat, încât nu mai se uită la chestii de genul acesta. Deja el știe ce trebuie să cumpere. Și totodată trebuie să cumpără ceva jucători pentru, desigur, a putea, desigur, să mai vând în alți jucători. În continuare vreau să-l aduc pe atacantul nostru R9, să-i spunem așa frumos, dar pentru băiatul ăla ne trebuie bănuți și trebuie să vindem. Așa că hai să vedem dacă vom putea să vindem pe acest jucător la AC Milan. Eu zic că mai mult ca sigur 70 de milioane merită, da, au zis și ei super. Poate m-am prostit un pic că am acceptat ofertă mai mică de la Brentford. Da, mă, că să și hei, Valencia vine cu ofertă pentru Militao. Chiar și eu vreau să le iau pe Militao când eram la Valencia. Hei, Valencia văd că păstrează tainele și cartea aia de secrete, care nu mai sunt secrete, a lui Neymar. Și da, vorbind de omul acesta, Nunez, aproape 100 de milioane, am avut dreptate, 95 de milioane și totuși l-am luat cu 105-106 pe Enzo, l-am văzut pe ăsta aproximativ la aceeași valoare și totuși alți jucători cu totul. Enzo e mult mai bun. Forță! Opa, mai merge încă unul. Cine? Dalinga se duce la Brentford, da? Am pierdut 5 milioane pe transferul ăsta când am mers la Milan. Dar, hei, tot e bine. Ok, acum clar zic eu că avem bani de R9, așa că hai să-l aducem. Bine, Pitbull! Uite-l aici pe R9, nimeni altul decât Santos. Bine, te-am regăsit, zice Neymar, aici venind la Paris Saint-Germain. Ce să mai, elevul și maestrul, n-ai ce să-i faci. Băi, o poveste frumoasă ce am făcut aici între Neymar și acest atacant adus la Santos, având în vedere că nu știe nimeni de el, e la Santos, nici măcar nu era o poză, nici nu știam că va evolua. Și uite-l aici pe Luimo, care, doamne, ce jucător, ce a ajuns acest jucător, să-l dau pe el 190 de milioane, Dumnezeule, că m-am enervat deja și am zis, n-aș știi ce, ia de aici banii jos, dacă nici atâta nu acceptați, dă-o mama ei de viață. Și da, am făcut transferul foarte bine, foarte, foarte bine. Deja chiar avem o echipă ireal de faină și ne-ar mai trebui poate un LV. Tare mult mi l-aș fi dorit pe regiunul lui Neymar, doar că nu pot să-l cumpăr, că Arsenal ține de el cu dinții și zice, nu, ești un jucător prea important în clubului, nu vrem să-l vindem, nu este de vânzare. Și eu stau aici și zic, ok, atunci ce facem, că la mi-ar fi plăcut, așa ar fi fost mișto și pentru idei și pentru, hai să zic, povestea care o facem noi aici cu Neymar, cu toate cele, ar fi mișto, știi, să fie regionul lui, chiar dacă pe parte ar fi și ciudat, adică știi, să fie antrenorul și practic regionul lui pe teren, așa cea de genul, hei, știai că eu sunt ăla, eu am fost ăla sau nu, acum ar veni vorba. Da, 100 de milioane pentru Paresi, o sumă bună, bună de tot, care ne-ar ajuta foarte mult aici pentru ultimele transferuri, care, wow, Dumnezeule, ce transferuri, ce, Doamne, ce imperiu fac aici la Paris Saint-Germain, frate, ar trebui să mă duc prin meciuri și mai ales în Champions League, așa că ca un cuțit prin unt, și așa,
direct să tau prin tăți așa, jap, jos. Și posibil ultimul transfer, nimeni altul decât Vinicius Junior se alătură celor de la Paris Saint-Germain în cel mai nebun proiect al lui Neymar posibil. Pur și simplu rupem record, rupem recorduri peste recorduri, cel puțin din când fac eu cărier, mă duc, nu știu dacă am mai avut o echipă în halul ăsta de blindată și mai ales cu atâția bani. Da, Vinicius Junior, bine ai venit aici la Paris Saint-Germain, vreau regionul lui Neymar, dar n-a fost să fie, așa că am zis, hei, știi ce, hai să căutăm cel de-al doilea, ce-ar fi pe locul 2 așa după regionul lui, ca și o chestie așa de interes. Așa am zis, hei, Vinicius, hai, ce idee, dar da, am rămas fără bani în momentul de față oficial, suntem pe zero lefteri. E sărăcie, acum bate vântul, că aș fi vrut să mai betonez puțin banca de rezerve, dar fantastic, Doamne, ce am putut să fac eu aici la Paris Saint-Germain, e o nebunie curată și sunt chiar foarte curios acum cum ne vom dezvolta acest sezon, adică e imposibil, trebuie să câștigăm Champions League-ul, mai mult ca sigur și Dumnezeule. Wow. Am zis și sunt 100% sigur, cum am zis la începutul videoului, că vreau să fac până la finalul finalului, deci când zice jocul, bă, gata, nu mai juca, atunci ne vom opri cu acest career mode, indiferent de câte ori câștigăm Champions League-ul și asta va fi de-abia în episodul viitor, pentru că acest episod, clar, vreau să fie aici așa o nebunie, o lăfăială de bani. Vă zic sincer că am stat la un timp și am zis, băi, ce mișto, regionul lui Messi, am aici așa cu R9, cu toți ăștia, știi, am așa titlul frumos. Și pe aceea mai au și pe ăsta, și pe ăla, și pe Vinicius. Și stau și zic, băi, nene, mă, dar ce pot să pun la titlu, bă, că atâtea idei am și nu știu care ar prinde mai bine. Nu știu exact, dar un lucru e clar. Nu știu dacă am mai avut vreodată o echipă atât de blindată. Poate ca și overall, da, dar frate, să am un transfer window de 1 billion, respectiv am cheltuit 760 de milioane în acest sezon și asta nu se ia în considerare jucătorii care am luat free agent, Messi și Dybala, regionurile lor care valorează, haideți că vă și arăt că valorează, vai de viața mea, azi de financial. Messi în momentul de față valorează 158 de milioane și dacă ne uităm la Dybala, aproape 100 de milioane. My God, câți bani! Dar hai să vedem, cu acești bani, cu atâția bani, putem câștiga pe Cileanu Champions League-ul? Ăla e, finala Champions League a fost pe Cileanu, dar și-au fost niște scoruri, bro, am stat pe acolo 6-1, nebunii, bro, deci e cea mai tare echipă ce am construit-o vreodată în FIFA și totodată cea mai ofensivă, adică, Doamne, 3 KB, 2 KM și restul tăți acolo sus în atac. Hai să vedem acum cum ne vom descurca în această finală de Champions League versus Juventus, o altă echipă care era așa interesată de abilitățile incredibile a lui Neymar de a fi un antrenor, n-ar fi zis nimeni, dar ia uite la acum Dybala, Dybolo, boară, n-a fost fault, n-a fost penalty, bă, au făcut la o gaură acolo că poți planta cartofi, ești nebun, dar da, din păcate, bară acolo pentru inegalabilul Dybala. Asta este meci, o pasă foarte bună, foarte bine, băieți, așa, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka! Ce apără portarul, ești nebun! Băi, ce-a apărat-o, dar ce tiki-taka frumos, ai văzut Neymar? A știut el, a zis, bă, asta făceam eu cu minți în tinerețe. Pac, pac, știi cum zic? Pac, pac. Stai pe, repede, pasă în spate, așa, deja, Mbappé, wow, cât sunt în apărare! Ceea ce, bă, frate! Pai, câți au fost la Juventus în apărare? Mama voastră, toți erau, toți, lol. Așa, îți dăm Mbappé. Ia că intrăm! Bum! Gol! Puteam să jur că o să pierdem, mă bucur mai mult.
Este, bă, inegalabilul Mbappé, țestoasa ninja. Deschide scorul aici versus Juventus. Haide, minutul 57, un posibil contraatac aici. Hai să vedem pe Dybala, care încearcă așa full YOLO, o pasă care îl ajunge pe Messi. Messi la balon, nu se grăbește Messi. Ce viziune bună a avut să-l vadă acolo pe Mbappé. Dar apărătorul de la Juventus s-a prins repede de fază. Aici o fază destul de dificilă, sau nu? Sau? Bă! Băi, Doamne! O crossing opportunity pentru Paris Saint-Germain. Hai să vedem aici. Gavi, foarte bine acolo Mbappé, îmi place cum s-a demarcat, dar a pasat complet varză eronată, dar nu contează că este fluier final și câștigăm Champions League-ul într-o finală care cred că mai mult eu am faultat echipa, mai bine câștigam mai mult dacă lăsam să simulez, dar fantastic. E bine să câștigăm Champions League-ul aici în primul sezon al lui Neymar complet, că n-am venit într-o perioadă de iarnă, știi, deci n-am avut cu adevărat un sezon full să pregătesc echipa. Wink, wink, vă fac așa cu ochiul, gen, da, ce să mai, acest grand al Europei, ceea ce a devenit Paris Saint-Germain, fai, nu știu, cred că nimeni nu ne va sta în cale, așa echipă, bro, uluitor, și mă bucur, uite, de la A la Z, tot, cariera lui Neymar, cum am început de jos de la Bordeaux și mi-am bătut joc la început, cu aia, așa aia, că Neymar nu știe, că nu, îi, hai să râdem, și am și râs bine, la Valencia, unde am zis, hai mă, că Neymar vrea să facă totuși treabă și mere pe siguranță și transferă strict jucători brazileni și am câștigat Champions League-ul cu strict jucători brazileni. Și acum uite-te aici la Paris Saint-Germain, ce echipă tank ne-am putut forma. Și totodată, pe tot parcursul acestui drum, a venit și inegalabilul R9 cu noi, de la Santos. Culmea, tot de la echipa de unde a apărut și Mbappé, și Neymar. Îl vedem acolo pe față lor. Da, fantastic. Acesta a fost penultimul episod, având în vedere, desigur, că am câștigat Champions League, mi-am făcut datoria cum trebuie. Și următorul episod va conține o grămadă de sezoane, deci vom simula la maxim, pentru că dorim să vedem cu adevărat care este finalul jocului FIFA 23. Deci, dacă sunteți noi pe acest channel și poate vă întrebați și voi, bă, până când pot să mă joc FIFA, până când jocul zice stop? Vom afla în episodul viitor. Dar până atunci hai să vedem statistici și evoluări. Foarte tare că evoluează Donnarumma, uite, la 32 de ani, ăsta n-a evoluat, cred că n-a jucat, da, 0 meciuri, asta este. Militao în minus 1 începe și evoluează, la fel și Gibril, știți de ce zic Gibril? Forță evoluează Casemiro, reprofilat pe CB, plus 4, 92 overall, forță, bro, uluitor. Enzo Fernandez, 88, Gavi continuă să evolueze, uite, 92 overall. Dybala continuă să evolueze foarte bine, la 18 ani are deja 89 overall. Vinicius nimic, Messi un plus 2, 92 overall, TT un plus 2, forță, Bao Santos, R9 plus 1 și el, 93 overall. Mbappé începe să evolueze, Mbappé în momentul de față are 32 de ani, ca să vă dați seama cât de departe am ajuns cu cărimodul ăsta. Mbappé are 32 de ani. Da, hai să vedem. Deci, golgheterul absolut a fost Bao Santos. 54 de apariții, 36 de goluri. Păi, degeaba, mă, ăsta e incredibil, mă. Vi-l recomand la toți. Pe ăsta să-l cumpărați. Dacă vreți un atacant ieftin și așa full YOLO, nebunie, luați-l cu încredere pe Bao Santos. Mergem mai departe la Messi, 28 de goluri, Mbappé 27, Dybala 14, TT 9, nu știu cum, doamne, a putut să joace 46 de meciuri, a fost careva accidentat, mă gândesc, dar... Culmea că și Lazaro a jucat 47 de meciuri. Forță. Cel mai multe asisturi Mbappé, urmat de Gavi, Bao Santos, Lazaro, Fernandez și respectiv Dybala. Cel mai scump jucător al nostru în momentul de față este Messi. Cota la 174 de milioane, urmat de Mbappé la 161, 160 este Gavi, 152 este Casemiro, Vinicius este 142,
140 este cotat Air Now, deja la 31 de ani. Dybala aici cu 116. Forță. Fantastic. Bro, wow. Un alt lucru care apar că așa sunt curios este oare ce, cum s-a descurcat Valencia. Acum că am plecat noi de acolo, cum s-a descurcat Valencia? Și totodată m-aș putea uita și la Bordeaux. La Bordeaux e în ligă cu noi, așa că stați că ne uităm imediat sau au retrogradat oare. Oricum, hai să vedem. Deci, la Liga Santander, Valencia pe locul 7, 15 victorii, 10 egaluri, 13 înfrângeri. Ih. Da, mă, na, nu zic că l-am luat pe Gabriel, l-am luat și pe Bao Santos, dar nu e chiar așa. Hai să vedem Bordeaux, m-am rămas în ligă. Da, uite, plăcu 11. Hai că e bine. Ia uite, am pus această echipă pe macaz. Am pus-o acolo înapoi, pe mid-table. E bine. E foarte bine, dar știți ce ar fi și mai bine? Să apăsați acel buton de like dacă v-a plăcut acest episod și vă rog eu frumos, dacă sunteți noi pe aici pe channel, vă zic bine ați venit. Dar da, și voi click pe acel buton de subscribe, de abonare, să creăm aici cea mai frumoasă comunitate de FIFA de pe YouTube România. Pe cât se poate, desigur. Dar, da, cam atât cu acest episod și ne auzim în episodul viitor unde îi dăm gaz pe foc și simulăm până la final. O să fie un video posibil mai lung. Totodată ne vom uita la fiecare cum evoluează Scruz, dacă prinde momentul când se va retrage Mbappé. Doamne, și sunt chiar curios de acela experiment de care vă ziceam, dacă contează vârsta antrenorului când practic te retragi. Dacă te retragi mai repede cu un jucător tânăr, oare poți să joci mai mult în career mode? Știți că data trecută ziceam cu Zlatan, unde am ajuns în 2038, unde s-a oprit jocul. Oare cu Neymar avansăm mai mult? Asta vom afla în episodul viitor. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest episod. Numai bine, pa, pa!